Hai, bună seara, dragii mei! Vreau să vă spun că de curând am primit un cadou de la prietenii mei de la Armitec și anume această lanternă, o lanternă, cred eu că bestială, și anume Wizard C2 Pro, o lanternă care cred că o să-mi facă de noapte zi, pare bestială, după câte se vede 2500 de lumeni, bate până la 131 de metri și peste toate astea are încărcare C, USB-C, încărcare magnetică și bineînțeles că 10 ani garanție, dacă vă vine să credeți, 10 ani garanție. Vreau să o desfac de față cu voi, să vedem ce conține pachetul. Nu am desfăcut-o până acum, ieri a ajuns la mine, ieri am primit-o. Hai să vedem ce conține. Arată foarte bine ambalajul. Așa. Avem aici o cărticică despre cum se utilizează. Din ce am văzut eu pe ea, este o lanternă care se poate folosi în mai multe moduri. Adică are și prindere de cap, are și prindere de centură, are și magnet. Poți să o prinzi de suprafețe metalice. Avem aici mai multe instrucțiuni de folosire. O cărticică interesantă, pe care cu siguranță trebuie să o studiez. Deci, hai să vedem. Aceasta, sigur, e cureaua de cap. Cureaua cu prindere pe cap. Da. Ia uitați, cuprindere în 3 locuri pentru o priză mai bună, un suport aici interesant. Încărcătorul magnetic, da, frumos, cu mufă USB. Clema asta este clema de care vă spuneam, de centură. Țin să vă spun că am intrat un pic la ei pe site, puteți să intrați și voi la www.armitec.com. Aceasta este pentru centură, se prinde aici lanterna și cu această agrafă se prinde de centură. Cred că e foarte practică și asta, mai ales pentru cei care poartă centură. Acesta este încărcătorul, după cum v-am zis, prinderea. Ia să vedem ce mai avem aici. Avem și o husă pentru ea. Chiar și o husă pentru lanternă cu arici. Bun. Și să vedem lanterna propriu-zisă. Foarte bine împachetată, protejată. Mamă! Mamă, ce frumoasă e! Ia uitați-o cum arată! Uitați-o cum arată! Super! Super, super, super! Cred că așa se desface. Din ce am văzut eu la ei pe site, se deșurubează. Și bineînțeles că aici avem un acumulator de 18650, 3500 de miliamperi. Vechea mea lanternă de la Decathlon, pe care o folosesc de vreo 4-5 sezoane, are un acumulator de 1600 de miliamperi. Ăsta este dublu și, deci cu siguranță o să țină mult și bine. Din ce am văzut aici pe cutie, ar ține până la 6,5 luni, dar nu știu ce să zic. Arată și aici, dacă se vede, modul de cap cu centură, modul cu clemă pentru centura de la pantaloni. Are diferite forme de... Ia să vedem. Deci, intră așa. Și aici se înfiletează... A, este și waterproof.
se poate folosi și sub apă. Și sub apă și pe timp de ploaie și așa. Ia să vedem. Mamă! Ia uitați lumina aici. Deci asta cred că e modul cel mai mic. Asta e modul cel mai mic. Are mai multe moduri. Trebuie să o bibilesc eu bine. Așa. Patru, cinci, șase. Nu, cinci moduri. 1, 2, 3, în fine, are multe moduri de folosire, 2, 3, 4, 5, deci 5 moduri de folosire, oricum mi se pare că face o lumină bombă. Tocmai de-aia am vrut să vă și prezint, pentru că partea de mâine o să fie făcută începând cu noaptea, să zic așa, și tocmai de aceea am vrut să vă arăt lanterna asta ca și noutate pentru 2024, să vedem ce o să poată, ce poate să facă și ce poate să arate. O să o bag acum la încărcat, să fie încărcată ca lumea. Și cam asta o să fie. Să vedem ce iese mâine. Arată super, este mega ușoară. Bineînțeles că domnii de la Armitec mi-au dat și un cod de reducere pentru voi abonații, dacă vreți să o achiziționați. Intrați frumos pe linkul lor www.armitec.com și introduceți codul PCF15. O să vă las eu în descriere și linkul unde o găsiți și codul de reducere. Pare bombă, pare bombă. Hai să o vedem mâine dimineață la lucru. Până pregătesc culele, nada, e fix ce-mi trebuie. Fix ce-mi trebuie. Hai să vedem ce o să iasă mâine. Fire întins! Hai, bună dimineața! Hai că am ajuns pe baltă. Astăzi, din ciclul bolțile sub lupă, astăzi am venit pe balta Liegi la Costel. După cum știți, v-am prezentat lanterna aia super tare de la Armitec. Hai să vedem ce poate și la întuneric. Am venit pe noapte special ca să o testez. Să vedem ce poate. Ia să vedem. Wow, 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 s-a făcut zi. S-a făcut zi. Ia uite ce lumină face. Luminează foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Acum am echipată cu husa de cap, cu suportul de cap. Ia uite ce lumină face. Super tare, super tare face. Așa, deci eu m-am așezat pe standul 35. Sper să iasă ceva astăzi. Foarte bine luminează, foarte bine. Demențială. Demențială lanterna. Da. Face de noapte zi. Bineînțeles că Vans are mai multe moduri. Ia să testăm și celelalte moduri. Ăsta cred că este ăla mediu. Ăsta este, nu. Ba da, ăla era cel mai puternic. Deci ăsta este cel mai slab, mediu, puternic. Ia uitați acum.
pe cel mai puternic mod. Hai că lanterna asta a făcut zi. S-a făcut zi cu lanterna asta. Deci, după cum v-am spus și aseară în descriere, o să aveți din partea mea o reducere de 15%. Așa mi-a oferit băieții, așa vă ofer și eu. O să aveți un cod acolo în descriere, PCF15. Dacă vreți să cumpărați lanterna asta, care eu zic că chiar merită, băgați codul acolo pe site la ei. O să vă las eu și linkul lanternei și linkul site-ului mamă. Și când comandați, puteți să băgați codul ăsta PCF15 și o să aveți o reducere de 15% de la prețul lanternei. Da? Deci, n-ai. E foarte tare. Foarte tare. Luminează foarte, foarte bine. Bun. Eu sunt pe standul 36 sau 35. Nu, 36 e asta. 36 e asta, eu sunt pe 35 parcă. Ia să vedem. Ia uite lumina ce faci. Ce vorbești, mă? E ce trebuie. Da, sunt pe standul 35. Deja aici mai am un pescar. Standul 35. Ce să zic? Mă apuc să fac nada. Da? Instalez culele, două fidere frumos, cormurile de 3 metri, phase 1 până în 45 de grame. Am venit la balta asta că pe lângă crab, dar nu prea mă interesează crapul, are niște carași foarte, foarte frumoși. Am venit să prind și eu 5-6 carași de aia, adevărați. Vă precizez că balta asta Liliești la Costel este pe râul Mostiștea, deci practic este un râu, chiar dacă este îndiguită. Are o apă foarte de calitate, tocmai de-aia am și ales să vin aici. Am un vecin care vine foarte des aici, mi-a dat și mie în vreo două rânduri niște caraj de aia frumoși, adică când zic caraj frumoși, la modul de la 600 grame în sus, foarte gustoși. După cum știți, carasul este viața mea. Nu aș da niciun alt pește pe caras. Hai să vedem ce o să iasă astăzi. Mă apuc să fac nada, pregătesc ușor sculele și să-i dăm bătaie. Până diseară la 6 avem tot timpul de pe lume. Taxa este 100 de lei la 12 ore, 180 de lei la 24 de ore. Hai să-i mai dăm drumul la o partidă din capitolul bălțile sub lupă. Vedem și cei de capul bălții Lilieci la Costel. Ca și la belciugatele, Feeder X Carb Magnet, Method Feeder, ace mici, papanele, la fel. O să încerc mai multe, dar o să merg pe alea de Haldorado de 7, care mi-au dat rezultate bune la belciugatele. Am și mai mari și mai mici, vedem ce o să fie. Încă un aspect foarte important, din ce am observat eu, de cele mai multe ori vântul bate, când bate foarte tare, bate din vest, e aici, fix, dincolo o să bată, adică dinspre sat, dinspre deal, aici o să fie adăpost. Tocmai de-aia am și venit aici, ca să am vântul din spate, să nu mă deranjeze. Hai, gata cu vorbăria, ne apucăm de treabă, pregătim nada și ne mai auzim pe parcurs. Hai, fir întins, să avem o zi bună! Face și ceva lumină. Cam face. Deci, asta e nada Carb Magnet. Mai am aici puține. Așa, pe care o să o îmbunătățesc cu niște, ia uite, peleți de usturoi de la Benzar, de 1,5. Pun așa niște peleți pe aici, hap, hap, cam atât, cred că ajunge.
că mai am încă o pungă, să mai pun niște nadă totuși. Da? A mers foarte bine nada asta. Am mai testat-o și anul trecut, cel puțin pe bălți e cam imbatabilă. Bine, sunt mai multe tipuri, dar asta îmi place mie, că cam atât ajunge. Ajunge de moment. Este destul de important la nada asta să nu facem foarte multă. Începem așa treptat. Facem așa 3-400 grame, o termin, chiar faci și tot așa. Eu amestec direct cu peletele ca să trag apă simultan, și nada și peleții. Nu-mi place să-i fac separați, să pun apă peste ei, să las pe ceas, nu. Eu fac așa direct, din aproape în aproape, pentru că dacă îi faci punând apă peste ei, tot sucul ăla care rămâne de la peleți când scurge apa, îl pierzi. Și de ce să-l pierzi când el poate să rămână aici? Acolo sunt foarte multe substanțe nutritive, arome, pe care o arunci, pur și simplu. Mai bine o iau așa pas cu pas. Durează mai mult un pic ce-i drept, dar iese ce trebuie. Am și o sită de 4 mm. Întotdeauna îmi place să sitez nada când pescuez la metod. Să fie foarte, iese foarte fină și pufoasă. Hai să-i dăm o apă. Nu foarte mult. Oh, nu-i rece deloc apă. Nu-i rece deloc. Oricum ea trage mult, sunt și peleții. O, vă gândiți că o stricați, cum o stricați. Chiar dacă puneți un pic mai multă apă la prima mână, eu așa obișnuiesc să fac. După aia doar o reglez din... După ce o las să tragă 10 minute, un sfert de oră. Uite, frumusețe. Gata. Lăsăm acum să tragă, să-și facă treaba. Hai! Și ne auzim pe parcurs. Vedem ce ne aduce ziua asta. Hai că începe să și lumineze. Deci v-am zis, PCF15, cod de reducere de 15% de pe armitec.com. Încă o dată vă spun, o să vă las linkurile în descriere. Le găsiți jos acolo, după scurta descriere a partidei. Să ne auzim cu bine. Hai, Fiorentins! Taxa. Primești bon frumos, 100 de lei, 12 ore, cu reținere 6 kg de crab sau 6 kg caras, 180 de lei la 24, 10 kg de crab sau 10 kg caras, 250 la 36, 320 la 48. Avem și taxă de undiță. Taxă de undiță 60 de lei, 3 kg crab sau 3 kg caras la 24 de ore 100 de lei. Deci ești mai bine la 24. Ești la 50 de lei pe 12 ore. 5 kg de crab sau 5 kg de caras. Aveți și număr de telefon aici. Băieții au și pagina de Facebook. Pentru mai multe detalii, intrați la ei pe pagină și găsiți tot ce aveți nevoie.
populare am văzut că să fac săptămânal. Na, hai să vedem ce o să iasă. Eu de-abia am lansat prima dată. S-a făcut lumină. Pe zona asta am apa cam 1,5 m așa. Fundul e destul de tare. Nu e mulos. Sincer să fiu, n-am găsit, am și sondat. N-am găsit nicio structură încât pot eu să lansez așa la, nu știu, 50 de metri înspre mine. N-am găsit absolut nimic. O să merg așa la intercepție și vă ce iese. Hai, fir întins! Cam așa arată și nata făcută. Lansez a doua oară. Peletele le încerc pe astea de moment. Sunt nici mari, nici mici. Metoda 30 de la AS, care merg foarte bine pe matrița L de la Preston. Cârlige de 12, corum expert. Hai să vedem ce o să iasă. N-am avut nimic de moment. Nu las mult, la 10 minute schimb. Consider că e suficient. Merg pe intercepție. Hai, Doamne ajut! Hai că am zis să vă arăt și lanterna pe zi. Așa arată. Cu ham de cap. Da? Aici e butonul. Bine, ea se poate monta și invers. Eu așa am pus-o. Are un sistem foarte practic de prindere cu o gumă aici. Se învârte, o faceți cum vreți, pe această gumă. Uitați ce lumină puternică are. Foarte practică. Luminează foarte, foarte bine. Puterea maximă e la 2500 de lumeni. Da? Deci Armitec, după cum se vede. Încărcătorul vine aici, e magnetic, hap să prinde. Are mufă USB, se poate băga în orice încărcător. Iar, ca să vă și arăt, se poate folosi, ia uite, are magnet aici, are și magnet. Se poate folosi și așa. Poți să o folosești nu numai la pescuit, și când lucrezi pe la mașină sau faci altceva, o sprijin frumos și auto cum stă. Perfect. Auto lumină. Bombă. Bombă, bombă. Da? Deci ca și model Wizard C2 Pro. Lumina albă. Mai are încă un sistem de prindere mic care se atașează o clemă și vine prinsă undeva la centura pantalonilor. Da, ce să zic, super tare. Vă repet, aveți în descriere jos sub adresa ei de web. O să găsiți un cod de reducere PCF15. Dacă vreți să o achiziționați, aveți 15% reducere din prețul ei. Da. Super, super, super. Dacă a venit și prima trăsătură. Caras. La cum să zbate e caras. Hai cu carasoiul.
care se mu. Nu e voi crap, e o salontă. Uite bățu, uite bățu cum lucrează. Spectacol. Ia să vedem. Ia uite bă, ciortam, bă. Hai că și primul ciortam frumos. Da, bravo. Stai mă. Stai mă, nebunaticule, mă. Ia uite-l, mă. Primul ciortan de lilieci. Lilieci. Frumos. Frumos de tot. Ciortan, ciortan. Hai la juvelnic cu el. Eu zic că e caras, dar nu e. Așa. Hai că-i treabă. Hai că să vă arăt și cum fac metodul. Cum îl încarc. Am mai băgat niște pelete în nada de Frankfurter. Tot de la Benzar, tot de 1,5. Arată bomba acum și cu alea portocalii de usturoi și cu astea roșii de Frankfurter. Deci pun puțină nadă pe fundul metodului, pun cârligul întotdeauna în poziția asta, da? Păi încarc bine de tot, presez aici. Pun nada din belșug să fie, dar nu mai mult decât permite matrița și încarc. Da? Și asta e în bucătură. Hai că am mai sondat un pic pe capăt de lanseu cum ar veni, cât puteam eu să arunc așa undeva la 3 sferturi de baltă așa. Nu am avut absolut nicio prezentare pe intercepție. Am lansat de vreo 5-6 ori acolo, absolut nimic, absolut nimic. Am mai tras un pic cu metodul și undeva pe la 25 de metri am găsit așa niște denivelări. Sunt vreo 2-3 denivelări la rând. Am clipsat o lansetă acolo și în primele două lanseuri a intrat și un ciortan și un caras. Deci e clar că pe acolo e ceva. Pare și fundul un pic mai tare. O să vin și cu cealaltă lansetă tot pe zona aia și să vedem ce ne mai aduce partida. Ia să vedem. Deci cam așa undeva. Hai fir întins, Doamne ajută. E bine. Ia-o mă, ia-o mă. Ăla-i mă. Ăsta e posibil să fie caras. Thank you.
Taras. Carasu. Pe ăsta-l căutam. Pe ăsta. Înțepătură perfectă. Da. Ce frumos amortizează bățul. Asta e ciortan sigur. Nu mai e carască, vine mult mai greu. Da, e ciortan, că l-am văzut. Hei, hei, hei. Da. Asta da, e frumos. Auto înțepătură perfectă. Uite-l. Frumusețe de ciortan. Hai să vă mai arăt și bețele. Deci Corum Phase 1 până la 45 de grame, echipate cu o Kuma Custom Black de 4000, bombă de combo pentru pescuit până în 50 de metri, sunt ce trebuie. Super. Îți oferă super drill. Hai că e 10 dimineața, sunt bine, sunt bine, bine. Dacă mai iau un pește, deja am atins limita de reținere. După aia mergem la spectacol. Hai că vadul din 25 de metri, unde am găsit de nivelările alea, funcționează de minune. De acolo au venit toți peștii. Mai sunt lângă mine niște băieți care sunt azi noapte, au și strâns, plantau undeva malul de vis-a-vis.
N-au avut absolut nicio trăsătură. Nici eu, cât am pescuit pe distanță, aproape de malul de vis-a-vis, n-am avut absolut nimic. Se pare că îi place pe la structură mai mult. Insist acolo, pe denivelări, în 25 de metri, eu schimb des la 10 minute. În felul ăsta cresc și oarecum un vad. Hai să vedem cine mai aduce partida. Până acum e bine, bine. E bine, bine la lilieci, la costel. Hai că cred că am mai înțepat un caras. Carase, că vine ușor. Aoleu, ce chiloștean. Stai cu minte, unde te duci? Carasu. După ăștia-i căutam, bă. După ăștia am venit. După ăștia am venit. Ia uitați aici. Ia uitați felia de caras. Uitați felia de caras. Superbitate. Superbitate de caras. Mamă, mamă, mamă. Mamă, ce sfârlie asta de seară. Favoritul meu. Da, da. Favoritul meu. Hai că avem echipă frumoasă, 2 ciortani și 2 cărași. E bine. E bine, bine. Nu mă vait. Nu mă vait deloc. Super. Da și soarele un pic. E ce trebuie. Care la spara fi? Doamne, ăștia să fie caras. Carasi. De la frumos. Trecim coace la friptură. Ho, 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 ho. Șoșoiu.
uitați frumusețea de Caras. Caras. Caras de lilieci. De rău mosiște. Superb de tot. Superb, superb. Uite, agățat exemplar. Văd că intră bine carasul pe peletele astea mici de la petrișor sunt astea. Îi place cu petrișorul. Hai că se adună. Frumusețe de lebădă. De aici îți dai seama de sănătatea ecosistemului. Superbă. Hai că acum am amuțit peștele. N-am mai zis nimic de aproape o oră. Duc în continuare mâncare acolo. Mai sper la ceva. Dacă nu, oricum sunt bine. 2 crapi și 3 carași mari. Eu sunt mega mulțumit. Stânga-dreapta mea, caz de targă. Eu sunt bine rău. Hai să vedem ce mai iese până la final. Asta e prada pe ziua de azi. Eu mă declar mega mulțumit. 2 ciortani frumoși. 3 carași și mai frumoși. E super bine. Lilieș la costel confirmă. Merită atenție. Hai că diseară pregătesc o prăjeală. Să vă arăt și cum pregătesc eu peștele pe care îl rețin pentru consum. E treabă bună, să mănâncă bine în seara asta. Hai, fir întins! Hai, bună seara, dragii mei! Hai că închei și eu partida. Atât am căput pentru astăzi. E ora 16. Sunt deja strâns. Nu mai stau că mai am treabă și pe acasă. Bună, bună și Lilieș la costel. Promite și asta. Superbă balta, amenajare super, drum bun pe orice vreme, e pietruit tot, avem și căbănuțe, lumină noaptea, dita mai, ia uite ce e aici, dita mai sălcile pentru umbră la vară, are și pește, nu este foarte lată, se poate aborda foarte ușor malul de vis-a-vis, ce să zic, foarte tare. Cam atât de pe aici, cam asta a fost. Hai că urmează să vă arăt și cum pregătesc peștele. Să facem așa o masă frumoasă și să avem poftă. Iarăși bag vecinii în boală. Hai, fir întins! Bun, deci dragii mei, ăsta e carasul curățat, spălat bine, crestat foarte bine, dat cu sare foarte bine. De obicei eu am văzut că așa se face în delta, dar cei din delta îl crestează mult mai fin. Mie îmi place să fie bucata mai mare, să simt ceva din el. Dacă e crestat prea fin, mie mi se pare că se usucă prea rău și nu mai simți gustul. Aici am curățat și un crab. Nu i-am curățat pe amândoi. Foarte, foarte bine curățat și spălat, dat cu sare. Partea din spate, coada, la fel crestată, ca pe șunculiță așa, și vertical și longitudinal. Iar aici avem antricoate, le-am făcut așa pur și simplu antricoate de grab. Aici, foarte important, merge prăjit și normal, fără absolut nimic, doar în ulei încins. Dar mie îmi place să-mi fac un amestec de făină și mălai,
Adică la cantitatea asta pe care o am eu acum, pun 4 linguri de făină și 6 linguri de mălai. Amestec bine de tot, pun peștele pe o parte și pe alta, apoi direct la prăjit. Usturoi. Ia uitați-l cum arată. Da? Deci pentru două persoane, cum o să mâncăm noi în seara asta, 5 căței de usturoi, să pisează bine cu aparatul de pisat usturoi, să freacă cu ulei și cu sare, sare și ulei. Eu pun cam câte o linguriță de ulei, așa îl frec bine, incorporez uleiul, iar mai pun o linguriță, iar îl incorporez iarăși încă o dată, deci de 3 ori. După ce am incorporat astea 3, dar pe rând, nu totodată, da, iese ca o pastă așa. Apoi vin cu o linguriță, tot o linguriță, dar de oțet, ca să sting arsenicul din usturoi, că aici e tot secretul. Da? De-aia ți-e rău după ce mănânci usturoi seara sau dacă mănânci mult mușdei, pentru că arsenicul ăla își face de cap. Punând oțet, îl stingi și nu o să mai ai nicio problemă. Probat și garantat. Așa, după care eu îi rat pe răzătoare două roșii și adaug cam aproape jumătate de legătură de pătrunjel, după gust, poți să pui mai mult sau mai puțin. Da? Toată pasta care iese se amestecă bine, apoi o mai adaug încă puțină apă, da? Că o să fie prea groasă când se termină de incorporat toate ingredientele. Eu mai adaug puțină apă și iese bombă! Dragii mei, totul e gata, cartofi noi prăjiți cu coajă, carasul arată demențial. Aici am icre prăjite și lapți, carasii au avut și icre și lapți și unul dintre crape a avut lapți. O delicatesă, să știți că să mănâncă și ăștia îmi trebuiesc aruncați, sunt foarte, foarte buni. Aici am crapul românesc, prăjit și el, cu mălai, crocant. Și ca să vedeți cum arată pentru mine farfuria perfectă, asta e farfuria perfectă. O bucată de crap, un caras, niște cartofi de ăștia noi în coajă, cu minunatul mușdei cu roșii și pătrunjel. Hai să avem pofta. Să fim sănătoși și până la o nouă partidă vă doresc fire întinse și multă sănătate. Și nu uitați, dacă vă place ce vedeți la mine pe canal, puteți să vă abonați, să dați un like, un share și până data viitoare, fire întins!